Bună dimineața! Ce avem noi aici? Avem un accident de muncă, ceea ce înseamnă că nu tare mai pot croșeta. Vreau să mi se vindece degetul bine. Aș putea și nu tare aș putea croșeta, că nu e chiar așa de drastică situația, dar dacă aș face diverse conținuturi, ar trebui să le lansez pe YouTube în două clipuri pe zi și vă spun că nu se merită. Și aș croșeta, dar tare tot mă agață în pansament, așa că e momentul oportun să mai facem și altceva. Cu toate că era într-o vreme vorba că voi mai ține la curent cu ce mai fac pe lângă astea, dar timpul e scurt și așa se întâmplă. Aici am maieu, un fel de maieu care mai trebuie făcute, la care mai trebuie făcute parte din față și spate și niște, un fel de bretele mai grosă. O să se facă și la ăsta tutorial, mă că nu are foarte greu pentru că nu tare mi-i drag. Broderia în cruce, am ajuns până în stadiul ăsta. Ar trebui să înalț mai sus suportul ca să pot filma. Aici am un fluture și aici un fel de buchețel minuscul cu 3 trandafiraș, 2 înfloriț și unul boboc. Aici ar fi, cred că, o buburuză, iar ceva frunză pe aici și încă un fluture în partea asta. Și am ajuns la negru cum ar veni și merge cam greu că văd rău deja, mai ales negru, maro și astea închise le văd rău. Eu mai am unul cu fluturi care nu știu de ce am uitat că nu văd bine negru și are mult bleu maren închis, care e aproape negru. Na, și acolo și băgarea morcodului cu tă cu frunză, dar până acolo, da, e mi-am descurcat. Oricum e broderie în cruce și nu ne afectează cu foarte mult. Așa, aici avem kitul ăsta de covor la care am stat cu multă lume să ne gândim cum să traducem în românește, că nu e nici tehnică de a înnoda, pentru că tehnica nodurilor la covoare se face pe covoarele țesute. Este o bătrână pe YouTube, o arăboică. Aia, așa s-a rupt mizeria, aia are tot felul de tutoriale cu covoare țesute și cu fire nodate. Ăsta nu știu cum aș putea să cheme tehnica asta. Asta e un aghere maiat, un pic mai mare. Ăsta vine în kit, e, cum s-ar spune, cel mai ieftin, dar există variante de, cu mâneri de lemn care sunt mai solide. Ăsta de jos, am gândit că are ceva chestie înăuntru, dar n-are hâm nimnica. Și cam joacă, bineînțeles. Pentru că e un fel de, încă nu-i peisaj, o ipostază cu 4 copaci în care ar trebui să fie ori noapte, ori nu știu, că nu-i nici zăpadă, nu-i nici nimica. 4 copaci în ipostaze diferite, să-i spunem așa. Ne-am scos culorile după numărul de cod și vă arăt, atâta vă arăt mai imediat cum să înnodă ața direct în țesătură. Ăsta o să fie un covor, are dublură pe spate, așa vine închid, să vede că are niște chestii din astea antiderapante. Eu sunt foarte mulțumită de kit. Care kit o costa 220 de lei, cam așa, la o mărime de 61 x 87 de centimetri.
cu transport gratuit. Eu sunt foarte mulțumită, eu nu m-am așteptat să primesc atâtea la ăsta. Sper să mi și ajungă materialul. Și acum pe YouTube o să vedeți diverse persoane care cum lucrează. Sunt care lucrează pe zone și sunt care lucrează rând cu rând. Rând cu rând eu recomand să lucreze când aveți foarte multe culori care sunt între pătrund. La început m-a prostit Dumnezeu de m-am apucat de partea dreaptă a covorului. Covorul în sine, îl puteți începe că îl începeți pe lungime sau pe lățime, tot acolo vii, pentru că marcajele sunt așa făcute încât și dacă o iei de la lățime încolo sau de la lungime, tot acolo ți, pentru că așa sunt făcute însemnele. Și nu trebuie să vă bateți capul pentru asta. Ce am observat eu însă, că e mai ușor să lucrez de la stânga la dreapta, pentru că pui capetele de ață înspre în jos și să nu ai bolte făcute din fire, pentru că ai tendința de a agăța cu acul de remaiat. Și am să vedem cum se lucrează efectiv. Avem și o diagramă de lucru care spune, noi suntem în partea asta, care spune să luăm culoarea C, care are codul numărul 4. Pe pachetelele astea de ață sunt niște coduri corespunzătoare. Luăm câte fire ne trebuie conform diagramei și le îndoim în două. Și sunt două metode de a lucra cu firul ăsta. Cea mai simplă e că trece acul de remaiat pe fir, în mijlocul firului, bași până prima bridă, sau cum se cheamă, să fiu mai în mijloc, și avem opritorul ăsta, care seamănă cu cele de la mașinile de tricotat, trecem firul prin cârlig, și ne asigurăm să se închidă opritorul pe ăsta. Și tragem. Dacă simțiți că se agață undeva firul, și poate nu vedeți, mai mult ca sigur nu vedeți, pentru că e foarte pufos firul. Și dacă simțiți că trage materialul, mai bine scoateți acul și încercați din nou, pentru că se va scămoșa. Se va scămoșa sau veți trage de fir atâta încât veți rupe țesătura covorului. Și tot așa. E foarte simplu. Asta e o metodă. Mai este o altă metodă. Să ia firul, să îndoie în două, să introduce acul în țesătură, să trece în cârlig, îl tragem prin țesătură, împingem înapoi acul și avem grijă acum opritorul să închide pe jumătate și acum prindem restul de fir și îl tragem. Dar, atenție mare cum lucrați, tot timpul să aveți firele făcute în aceeași direcție. Dacă faceți așa, merge într-o direcție, cum am făcut eu și v-am arătat prima dată, merge în direcția opusă. Bun. Asta ar fi una dintre metode, dar sunt mai multe mișcări și atunci prefer să îndoi firul pur și simplu, să-l trec peste acul de remaiat, nu bag în țesătură direct, da? Bag până în capăt și trag. No, cam atât e de zis la asta. Kitul e luat, bineînțeles, de pe AliExpress, că în România n-am găsit. Cine știe numele creștinesc, românesc, ca tehnicii folosite pentru covorul ăsta, să dea acolo, să fie amabil, să scrie un comentariu. Că, vedeți voi,
trebuie să facem, că altfel să pierd. Sunt niște cunoștințe care să pierd. Da, de bună seamă că e bun și YouTube-ul ăsta, că rămâne ca și o bază de date uriașă. Bineînțeles, să vrei să și să cauți. Și deci ne-am înțeles. Până mi se vindecă degetul, asta vom face. Bun. Cam atâta pentru astăzi. Vedeți, aici mi-am pregătit deja zona și încerc să nu mă duc cu boltă cu modelul, pentru că îmi agăț firele anterior făcute cu acul de remaiat și se vede urât. Na bun. Eu cred că cu atâta ne-am lămurit. Vă mai țin la curent cu evoluția covorului și vreau să vă spun că e o activitate foarte plăcută, mă relaxează, n-am niciun stres și mă bate când o să mai fac, că știți că eu sunt cam obsedată cu covoare și îmi place mie să fac din asta, să-mi mănânce ochii. Bine, dragii mei, sper că v-o delectat și ne vedem colo pe luni. Spor bun!